Băi, sunt Sandra, iar în videoclipul de astăzi o să vă arăt în premieră primul meu joc video. Wow, wow, știu, am făcut atâtea lucruri de când am mai postat pe YouTube. A, da, și nu uitați, pentru cei care nu știu, eu mi-am lansat un merch, deci puteți să luați și merch-ul meu în afară de jocul video, dacă doriți, nu e neapărat necesar. După cum ați văzut și pe TikTok și peste tot unde anunț mai non-stop, am lansat un joc video în care am băgat și TikToker cunoscuți, cred că îi știți, pe Ayumi, pe Ioana, pe Kevin, pe Viviana și atât, momentan. O să vă prezint în mare parte jocul, cam cum este, ce se întâmplă în el și unde îl puteți găsi să-l descărcați. Dar înainte să jucați acest joc, să vizionați acest videoclip, vă recomand să vizionați episoadele din manga mea, Brigada Bisionul, Chapter 1 și Chapter 2, pentru că totul se leagă cu acest joc. Practic este un fel de continuare după ceea ce s-a întâmplat în manga în Chapter 2. Nu vreau să dau spoilere sau ceva, dar doar v-am zis așa. Puteți să jucați jocul și așa, doar că nu o să știți mai exact ce se întâmplă. Dar da, Salamandra este personajul principal. Am selectat și TikTokeri speciali în care să apară, pentru că îi cunosc destul de bine, cred, și știu abilităților lor, așa, de exemplu Ioana cu zeneuri, Viviana cu săritul în copaci, că îi place Marcelin, am vrut să fie ceva fantomatic, doar că nu mi-a ieșit, așa că am pus-o săraca să sară în copaci. Pe Kevin să alerge după Luisa, Luisa fiind fata drag din manga mea care face numai rele de obicei. Jocul acesta are două variante. Una full, în care vă întâlniți cu TikTokerii și faceți misiuni de la ei și chestii de genul. O să mai adaug actualizări. Și costă 3 lei. L-am pus cu 3 lei pentru că n-am muncit foarte mult la grafică. Sper să nu vă supărați, dar fac mai exact 90 de bani din el pe descărcare, practic. Gândiți-vă și voi că am depus o grămadă de efort ca să fac grafica și asta și gândiți-vă mai exact că am dat 100 de lei numai pe licența aia de la Google și nu o să scot mai nimic din joc pentru că simt așa că nu o să aibă hype-ul ăla. Dar totuși am încercat, gen. Dar varianta demo a jocului are doar 4 nivele. N-am băgat TikToker pentru că am făcut-o mai devreme și efectiv am vrut să intre pe toți dacă e ok să apară în jocul meu, efectiv. Dar poate o să o actualizez și pe aceea sau o să o refac pentru că am pierdut cheia de actualizare. În fine, e foarte complicat cu programele astea de făcut jocuri. La mine e prima oară, efectiv. Cam asta este în mare parte jocul. Diferența este colosală dintre varianta normală și varianta cu bănuți. Și desigur vreau să le mulțumesc tuturor pentru că au acceptat să apară în acest joc. O să mai fac jocuri pe viitor. Desigur o să-i pun și în manga, o să pun pe Viviana. Deci efectiv pe Viviana vreau să o pun surpriză. Nu trebuia să afle practic că o bag în joc, dar nu m-am putut abține să nu-i zic efectiv. În fine, să-mi spuneți părerea voastră în comentarii dacă aveți idee ceva, că am făcut totul în grabă ca să iasă cât mai repede. Nu uitați, puteți lua varianta gratis, doar că este foarte greu să îl terminați, credeți-mă. Dacă n-aveți suficientă răbdare, jocul acesta nu este de voi. În fine, cam atât pentru astăzi. Ne auzim data viitoare cu vlogul noi, cu episoade noi. Eu sunt Sandra și m-am dus. Bis! I'm